Drama prin care trec acum ucrainenii le dă motive de îngrijorare românilor și astfel aceștia au luat cu asalt serviciile de pașapoarte pentru a face rost de documente. Partidul Social Democrat a înțeles preocuparea oamenilor de a-și lua toate măsurile de precauție în actualul context și a solicitat Ministerului de Interne să suplimenteze resursele pentru a răspunde adecvat cererii cetățenilor. Partidul Social Democrat a urmărit cu îngrijorare creșterea semnificativă a solicitărilor cetățenilor români pentru eliberarea pașapoartelor și consideră că cea mai eficientă cale pentru calmarea acestei situații este ca autoritățile statului să suplimenteze resursele umane și logistice pentru a răspunde adecvat acestei cereri. Socialdemocrații cer ministrului Afacerilor Interne Lucian Bode să ia urgent măsuri pentru rezolvarea acestei situații, cum ar fi înființarea mai multor centre pentru preluarea cererilor și optimizarea condițiilor tehnice privind înregistrarea programărilor online pe site-ul Direcției Generale de Pașapoarte. Pașaportul a devenit în ultimele zile unul dintre cele mai discutate subiecte ale momentului pe fondul crizei de război din Ucraina. Spre exemplu, numai în București în ultimele zile s-au înregistrat aproximativ 2600 de cereri pe zi. În lumina acestor noi statistici, haideți să vedem care sunt pașii pe care orice român trebuie să-i urmeze pentru a face rost de pașaport, dar și cât costă să obții actul care te ajută să treci granița în orice țară a lumii. Pentru a obține un pașaport, primul rând, cetățeanul trebuie să se programeze online pe e-pașapoarte.ro, iar apoi să vină cu 5 minute mai devreme decât data programării și să aștepte să fie strigat de către colegii noștri să intre la ghișeu. Există două tipuri de pașaport, pașaport simplu temporar și pașaport simplu electronic. Pașaportul simplu electronic se eliberează în termen de 5 zile lucrătoare, iar pașaportul simplu temporar se eliberează în termen de 14 zile calendaristice, iar în cazul în care persoana are motive deosebite, de urgență, termenul respectiv se poate reduce. Care sunt taxele? Pentru pașaportul electronic 258 pentru persoanele peste 18 ani, pentru persoanele până în 12 ani 234, iar între 12 și 18 ani tot 258 pentru pașaportul electronic, iar pentru pașaportul temporar 96 de lei. Este valabil un an de zile pașaportul temporar. Pașaportul temporar este valabil un an, cel electronic pentru o persoană majoră este valabil 10 ani. Este diferență și de preț, 96 de lei cel temporar și 258 de lei pașaportul simplu electronic. Pentru cel temporar, dacă nu sunt prezentate și documente justificative, termenul de eliberare este un pic mai mare, 2 săptămâni. La cel simplu electronic, termenul de eliberare este de 5 zile maxim.